antreprenori și adusă. Care este implicația Ministerului Tineretului și Sportului și ce programe aveți și cât de utile sunt? Câți copii beneficiază de ajutor? Dacă vorbim din punct de vedere al legii, care este subiectul de acum, mai care este implicarea Ministerului Tineretului și Sportului? Vorbim despre lege sau vorbim despre implicare? Că despre implicare, păi implicare. Separat după aceea. Ok, deci ca să fim sigur de vă răspunde, vă rog să revenim strict la tipuri de lege, amendamente sau orice are în lege este articolul 23 în acest moment, care prevede modul în care se implică, în general, tinerii cu oportunitățile. Și este respectată legea? Acum se propune introducerea acestui lucru. Ce presupune această lege? Care se propune? Da, și, într-adevăr, intervenția în ceea ce privește acest lucru ține în special de Ministerul Muncii, nu despre de Ministerul Tineretului și Sportului. O să caut articolul și o să-l citesc. Putem, după aceea, putem să-l...